Bună ziua, mă numesc Elena Angelica Ruda, sunt bibliotecar la Biblioteca Municipală Gheorghe Pârvu din Brad. Astăzi voi citi câteva fragmente pentru pastila de lectură din volumul Tatăl celuilalt copil de Parinuș Sani. Ia spune, Shahab, tu ești aici? Da. Ce mic erai! Cine e domnul care te ține așa în brațe? Am privit lung fotografia. Cine e? Cine e cu adevărat? Am simțit o strângere de inimă, limba mea amorțit, priveam încurcat în jur, căutând o cale de scăpare. Casa era plină, jumătate din musafiri veniseră deja. Unde îi găsise mama pe toți? E chiar așa de important că te-ai făcut mai mare? Eu nu simțeam că m-aș fi schimbat prea mult. Toți stăteau de vorbă, râdeau, se plimbau de colo-colo prin casă. Nu știam cum trebuie să mă comport ca și gazdă. Câțiva prieteni au intrat pe ușă și ceilalți s-au adunat în jurul lor. Așa că m-am folosit de prilej și am zbulchit-o pe scări la etaj. Când am închis ușa camerei în urma mea și m-am sprijinit de ea, gâfâiam, deși nu obosisem chiar așa de tare. Ce ți-a apucat?" întreabă o voce cunoscută din lăuntru meu. Fără să vreau, am răspuns cu glas tare. Nu știu."